Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Valhalla. E bine, oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit am mai reușit să mai tenem un arc. Am ajuns să îl punem pe Hanul pe post de șef acolo de Elderman sau cum s-o fi numind el. Iar acum ne îndreptăm, cred că și sper, către o nouă zonă ce ne va oferi niște experiențe așa de Assassin sau ce obțin un vibe așa cum ne-a oferit Londra. Pentru că Jorvik sună ca și cum ar fi exact pe aceeași idee, deoarece Haitham ne-a trimis acolo. Că și că a primit el nu știu ce vești în legătură cu nu știu ce activitate ale ordinului pe acolo. Ceea ce mă face extrem de interesat să văd care e schema și să vedem dacă e bun de ceva sau nu toată, dacă e bună de ceva nebunia asta de poveste acolo așa sau nu. Văd că este o zonă mai nordică, ce-i drept. O să mai uit puțin prin jur să vedem dacă avem și vreun fast travel. O să luăm fast travel la imediat să intrăm în oraș sau ceva de genul ăsta, pentru că ne și trebuie. Pe parcurs am mai luat am mai luat și un fast travel 2, pentru că totuși zona asta este extrem de nordică și ajungi destul de greuț, așa că trebuie să ne ocupăm cumva de treaba asta. Și m-am spus, o să facem și partea aia mitică, o să facem și Vineland-ul, stați voi liniștiți. Chiar că sunt chestii secundare sau așa, o să le facem oricum pentru a înțelege, între ghilimele, toată nebunia asta mai bine. Știți voi foarte bine, nu sunt foarte ok cu tot accentul ăsta așa masiv pe treaba asta cu ISU sau ceva. Cel puțin știți foarte bine asta de la, cred că de la Origins, cred că da, cred că la Origins, știți că nu mi-a plăcut mie extrem de tare. Îmi plăcea înainte cum era așa, că mai într-un secret pusă, dar acum cumva că au băgat-o în primul plan, parcă nu sunt eu așa cel mai mare fan. Dar să zicem, trece peste aspectul ăsta, este doar părerea mea, toată lumea are dreptul să aibă o părere legată de treaba asta. După cum vedeți, am pus un al doilea topor two-handed să vedem cum rulează toată nebunia asta așa. Dacă nu, o să vedem, poate revenim la două arme one-handed și gata, dacă lucrurile nu merg așa de bine pe cât aș spera. The order of ancients lurk in its streets and alleys. Bă, Jorvik ăsta, aici arată Jorvik, arată ca și un sat ăsta nordic, sau greșesc eu deja? Cred că o să mă joc o grămadă secundare încât să mai fac niște power leveling, că totuși suntem cu 160 și ceva, 170 într-o zonă de 190. Așa că o să vedem noi ce și cum, cred că mai sus, nu așa? Da, mai sus trebuie pentru synchronize. Pare o combinație de zonă nordică cu zonă englezească. Ori sunt eu așa mai nebun de felul meu și încep să am vedenii, știi? Da, hai să vedem totuși ce ne rezervă locația asta. Nu cred că e vreo opțiune unde ar trebui să sari. Ori cel puțin eu nu văd una, așa că o să mă duc mai aici. În față e. Sau? Ok, e în față. Era foarte confuz dacă chiar e asta sau nu e. Dar până la urmă, uite că a fost. Hai să vedem cu cine ne întâlnim noi aici. Sunt curios cine sunt indivizii ăștia de care vorbește Eivor. Zice că prieteni care s-au stabilit aici și chestii genul ăsta. Nu știu exact cine sunt ăștia și aș vrea să... Hjor and Lufin are settled near this harbor. Hjor. Someone should know where to find them. Încolo o să fie. A, uita că încă am pasărea pe pus. Încă am pasărea pusă să fie. Încă am porumbelul. O, item-e pe aici. Trebuie să căutăm aur de la boys pe aici. Aici se găsește aurul ăla ca să putem să ne upgradăm armurile la un alt nivel mai interesant. Zic când intrăm în zonă. Văd că sunt multe armuri. Una e actually chiar aici. Aș vrea să mă duc să o iau. O, stai puțin. O, stai puțin. You can have your wares back when you pay. Move along now. We're Grigori. At a clean dock in Jorvik. Ce face, îl miroase? Nu știu ce a fost chema aia, dar a fost foarte dubioasă. Zici că a venit așa de... Let me sniff you. You must be the dockmaster. What gave it away? Everyone hates you. Ne? As I just explained to your friend there, if your wares have been seized, take it up with the council. No, nah, n-am treabă, doar am ajuns pe jos. My friends, but I'm looking for some. Hjor and Lufina. You know Hjor and Lufina? What business do you have with them? Da, pur și simplu a venit aici. We know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. You may be glad to hear they fare quite well in Jorvik. Oh, deci o duc bine totuși. Me. They're driven, and so am I. Now I would like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Lufina live.
Sunt curios care sunt ăștia, că eu nu-i mai țin minte de la știu jocului. How about some coin for my trouble? How about I cut out your tongue? Forget I said anything. Sincer, aș fi dat niște silver totuși. A manor. Pio and Lufina have done well for themselves. Da, eu îți dai, mă, o duc foarte bine deodată ce și-au permis să-și cumpere un conac. Îți curios bine, intri în porcăria asta, aș vrea să iau itemul ce e aici. Nu știu, eu am o fixație așa gravă pe chestii de genul ăsta. Știu că ar trebui să-l las pentru când fac stream cu jocul ăsta sau ceva. Dar deodată ce sunt aici, știi, eu spui aia, dau mă, dar dacă e ceva mișto. Da, cred că arcul ăsta nu o să fie prea grozav aici, tot o să-mi trăiască Predator Bowl ăla. Mă, că n-am asfără săgeți acum. A, e. Băga-mi la băieții, voiam să fii stealth, dar ce stealth să mai fii? Dă-i damage. Oh, nu mi se pare. Oh, what the fuck? Cred că e de la toporul celălalt, că dai niște combo-uri, dai cu foc. Ok, asta e mișto. Dă damage, să știți că dă damage. E bine. Da, aparent un combo de foc la arme. Ok. Asta s-ar putea să fie bine. Băi, aia ce Dumnezeu mai e? Am crezut că e un animal, că e un om aici. Băi, chestia asta nu e damage. Jesus. Nu voia să ia damage, vere. Ok, hai să vedem unde e itemul. 25 de metri, deci e aici. Fii atent că asta nu se deschide. Ah, ok, super. Zi-te măcar că e ceva bun. Oh! Bă, ar trebui să folosesc și genul ăsta de arme. Nu prea am cochetat cu stilul ăsta de gheoage. Ce nebunie mai fi și ăsta, știți voi. Am mers pe chestii clasice, gen săbii, topoare, ciocane și de-astea. Nu prea m-am agitat cu nebunii de genul ăsta. Ar trebui să cochetez și cu asta, poate cine știe, găsim ceva care chiar să fie actually super fun și să dea și damage super bine. Hai să mergem cu misiunea principală sau cât de n-aș fi pus să încerc să văd și cum arată. Tot caut bucata aia de aur ca să-mi upgradez armura. Vreau să văd cum arată la level maxim. Ok, să numai aici, nu uităm și de asta, poate găsim și un fierar pe aici să ne facă treaba. Că dacă nu găsim fierarul, putem da un super mega repede fast travel până acolo, așa. Noi în bază să rezolvăm. Ok, deci aici e door barred. Cred că pe sus putem intra. Dacă nu putem intra pe sus, și mai probabil că e vreo intrare printr-un lateral or something. Da. Și nu uite pe aici sau ceva. Du, nu vrea să lasă să dea jos. Ok, mă gândesc că pe aici o fi ceva. Dacă cel mai probabil o să fie intrare pe aici. Cumva data asta am picat. Da, nu știu să zic. O să mă agit eu mai mult probabil pe aspectul ăsta când nu fi să explorez zona mai mult. Dar văd că sunt foarte multe comori pe aici și cam ar fi o idee. Ia să vedem. House surrounded by flowers. Cred că asta e pe aici, ar trebui să fie 100%. Încă pasărea mi-a arătat că pe aici. Ar trebui să fie încă un fast travel. 2 metri de părtare. Oh, uite aici. Oh, e încojurată de flori, ce drept, nu zic. This is their home. Mamă. Bă, da. The place has been ransacked. And this body. It's not your or Lufina. Scattered scrolls. The thief was looking for something. Oh, shit. Ah, pot spun capcana. Nu știu ce vreau să spun capcana pe asta. Dă un pic de scrolling, de investigation. Afară vă că trebuie să o duc, ok. Oh, stai așa, stai, am văzut sânge aici. Stai așa, dă-napoi, Eivor, frate meu, omul meu. There was a struggle here. Looks like it continued outside. Ok, hai să vedem aici. Bă, da, a fost mare luptă. Blood. Nobody. Which way did they go? În direcția aia.
Is this one of the thieves? The trail continues. Mă gândesc că băieții mei doată că sunt din Norvegia și îți dai seama că ei probabil sunt pregătiți să bate. Ia uzi. Who is that? A, nu știu, nu știu pe asta. Now. It's me, Lufina. It's Eivor. Nu mi-e amintesc pe ăștia. What? Who sent you? Are you with them? Breathe, Lufina. You're rattled. You know me. I am a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. I heard there was trouble in Jorvik. I have only come to help. On my honor. Deci se întâmplă cu celălalt totuși. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has been a tense few weeks. Who were they? Why were they after you? They were after this. I do not know what it is, but these men were ready to kill me for it. Nu știu ce să le. A poor fellow soldier of Christ. The fuck? You know him? I've seen a letter like this before, in London. This city is in great danger. Where's Hjor? At the Royal Hall. I will take you there. Pull up your hood. We may not be safe just yet. This way. A hood should work. Okay. They are still looking for me. Hide low. We can slip past them. Come cum îmi face trepid, cum îmi trepidează capa. Ok, și te obligă să mergi încet. No, absolutely. Gata? She can't have gotten far. Look around. Bro, what the fuck a fost asta? Stai mă puțin că e bobița asta în spate. La, onoste. Sei o te. Langon herda be don wed. Harvest well the women. Așa. Have you seen a Bajarmian woman? Answer well if you know what's good for you. I haven't seen her, I swear. Tamam să plece nebunul ăla că n-am cum să trec de el. Cum s-a dus mă asta? Did you hear something? Let's go. Keep an eye out. Trebuie să iei super ușor. Jesus, bagurile astea vizuale mi se pare așa cretine uneori. Spuriarer du vart Bartil Huns. Geinar am. Look, over there. Is that her? More of them. Just there. Keep your head down. You choose ah, Fletch. Let's play. The shadows now. Adică omul meu mă pune să opresc în fața lui Gigel ăsta. Golden owns you. Stai mă prințe. Ia da peste mâini. I-a avut capul sandwich. Oh, what the fuck. My god. Don't fall for any traps. Throw the dog off stride. Stun attack. Ia să mă tic aia asta de aici. Dacă mai avea asta o armă de aruncat. Ergi scum. Often take this soul. Ia mă plec de aici. I've not seen any others. Let's keep moving. This way. What the fuck se petrece?
I think it is safe now. Gods, Eivor. Your arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. True. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been imposing their will. The ones who attacked you? Yes and no. They are bandits, but someone is controlling them. The Red Hand, yo. The names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are coded. They could belong to anyone. The sludge in the streets often drips from the gutters of the halls. When in doubt, look to those in power. You mean the council? Hjor is on the council. That works in our favor. Someone we can trust to find the answers we seek. Yes, we are nearly there. De vere. Ce nebunie, deci aparent bandiții ăștia au și n-au treabă cu ăștia, cum le zice, cu ordinul de aici sau cu ce se întâmplă. Aparent are ia ceva scroll care e important. Royal Hall. There's Hjor. Hjor. Look who has come. Ala? Mamă, dar niciunul nu-i recunosc. Sincer. It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It's good to find you well, Hjor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. Am venit aici cu alte motive. I've come to warn you, old warrior, about a rut in your city. Three figures, corrupt and dangerous. Iar we should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Hjor. What? These people sent the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle... The firebrand, the vault. Okay. They belong to a group called the Order of Ancients. These are their assumed names. Our leads. Listen to him, Hjor. He has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Rishi's hands are full, which means my hands are full. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I will need to align with him if we are to go about this freely. Un lucru nu-mi place aici. E că e copy-pasta de la Londra. Trei inamici, trei cu nume dubioase. Acum depinde cine sunt. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Farefit, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Se regele, mamă, ce pompă la arată. Hjor, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. King Rhysia, I am Eivor of the Raven Clan. Well, Eivor of the Raven Clan, as you can see, I'm in the middle of something. Hjor, perhaps for lack of better judgment, deems it necessary that you interrupt. Why? You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Lufina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. Yep. She survived. The Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? Try the general. This is Sigurd Jarl's Drengr. Took our old camp by the River Nene, as I hear it. I am Faravid, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reef of Jorvik. I have seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want. Not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I will rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said.
I would rather not be worrying about some Kamjutide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Sure, bro. Pure. Send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said. We don't have... Find it. I have spoken. Mamă. Cred că orașul ăsta e mai bogat, dar e cam sărac, cică. N-au bani nebuni. To find more silver. Where? In a dragon's hoard? Cât îți trebuie? Come. I will take you back to Lufina. She will know where to begin. I cannot tell if that went the way you had hoped. It went well enough. Rishay will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. The circle of trust must stay between the three of us. Da, corect. Nu trebuie să afle nimeni de treaba asta. Că dacă se află mai mult, o să... Păi ăsta e înalt de la nu. Da, nu vreau să recrutez de iurea. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. Ah, okay. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Cam asiatică pentru nordică, sincer. A few bandits is hardly something to worry over. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Hmm. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Yours changed, softened. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. And you as well. You have made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Christian texts. The Gospels. Ecclesiastes. The Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Althon is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. Ah, deci văd că ăștia vânează cumva texte de-astea sfinte, cum s-ar zice. I went by the harbor when I first arrived. The Duckmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that, even if Rishier demanded it. The Dark Master is a thief and a liar. A man in need of a throttling. Deci tipul de la docuri minte. I will have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchant's wares. Okay. I will get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know. Dio, vreau să mânci o inimă de cal. Is why I need you here. Ce replică? I will return when I find something. De ce ar fi vrut să vină cu mine? De ce ar fi mâncat o inimă de cal numai ca să vină cu mine? Ok, dude, calmează-te. Puțin cam exagerat, să fiu sincer. Calmează-te puțin. Ok, skill-uri. Unde ne-am să zici mai și unde voiam să bag skill-uri ultima oară? Predator Bow, Combo, Counter Roll. Cred că în Counter Roll voiam să bag și în... Și asta cu terror suna bine. Battlefield Cremation. Sau asta mai era, asta aici? Nu, asta e cu miasma. Asta voiam cu Counter Roll-ul. Ne e mai greu de ajuns acolo decât speram. A, și clar nu cred că e la drumul. Bine, altul nici n-aș fi putut să iau prea bine. Ok, hai să ne ocupăm de quest-ul ăsta de aici, vedem ce rezolvăm. Cu băieții mei. Jesus, cum se duce sărac... Arhivele! Ah, asta e cu altă treabă. Wait, stai așa. Ceva trebuie făcut să pice chestia aia cumva. Aud ca și cum editai comoara acolo, deci cel mai probabil trebuie să găsesc o metodă de a ajunge. Ce e asta? Thank you, Auden.
I will leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Lufina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. Can't the Abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honor guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? Unde ați ascuns prostiile de texte? You say you're keeping the texts safe. Where? Forgive me, Eivor, but as an outsider, I do not understand your stake in this. For that, I am reluctant to trust you. True. The texts are safest with me. I will do what I must to guard them from the Red Hand. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? You know something else. That much is clear. Yazi. The Abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. Iarăși preoții cu probleme. He's on the road to the minister. Au o carte de abilități. Deci iarăși sunt preoții care se ocup, care fac chestia așa mai mai pe și ustache, cum s-ar zice, știi? Băi, bine, măcar că avem că avem totuși o idee. Spre ce și cum și care. Hai să luăm cal până acolo. Chit că nu o să putem băga super multă viteză, dar știi, adică să alergăm, cred că putem face o treabă mai ușoară să luăm pe cal. Bă, măcar și aici poveste cât de cât interesantă. Chiar dacă e puțin cam copy-pasta din partea cealaltă, din Londra. Se putea mai rău, putea iar să fie o emisiune matrimonială sau ceva de genul ăsta. Ok, să vedem aici ce rezolvăm. Să vedem de fapt cine e pe aici. Ce-mi place cum arată zona asta așa? Zăpadă și nebunii. Here's the rectory. The abbess said she suspected secrecy among the priests and bishop. Seems quiet. Where is everyone? Ia, hai să vedem aici. Oh, wow, nu m-am mai intrat prin texturi. Ce mirare. Băi, trebuie să trag în ușă. Gata. Ei, cuțu? Vreau să mângâi câinele. Așa, mă. Care atâta? Aia zic cățelu. Aia zic cățelu. Da. Panoramică ce ești. Stai că aici avem chestii de descoperit. Get away! Taci. Enough. Leave me be, please. What has you doused in sweat and trembling so? The Red Hand. They're everywhere. Please, I don't want any trouble. Looks as though everyone else has fled this place. So why are you still here? Waiting for the bishop. One of our brothers said he would return soon. That's all I know, I swear it. Where's this other priest? He's locked himself in. That house, just there. Okay, deci s-a ascuns într-o casă, celălalt popă. The priest's house has a weak roof. Oh, aici. Sancta se intrăm pe acoperiș. Someone is hiding in there. Doubt he'll come out. I'll have to find a way in. Weak roof. Easy. Und em lava bit apparatus quodat. Yo, Sal. Been here long, priest? Just who do you think you are trespassing like this? This is my property you've destroyed. No, this was nimica. I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there.
What do you mean to do with him? Nimic. Now. Lord, forgive me. I knew I should have left with the others. Oh, aici. The bishop's quarters. What is that burning smell? It's blood. Oh shit. Dă-te-mă de aici. Da, ce te doare pe tine capul. Sincer. Bro, cum a trecut el pe aici? Stai curios. Stai, frate, că eu nu pot să intru pe aici. Da, mă, nebunule, ce mi-a întors asta camera? Ok, stai așa. Păi și ce mă vei să zici că eu nu pot să dau asta mai în față? A, merge așa, gata, 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 go back. Blood. There was a struggle here. Oh! Lord above! The bishop! No, no, I can't look! Oh, dear Lord! Oh, the stench. He looks like searcher's shit. A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. The firebrand she is, okay. Deci aparent zicea ceva de unul dintre aia. Deci e unul care dispare de foc. And killed him before he could say a word. It's a confession. The bishop played a part in destroying these texts against his own will. The rest of the letter is burned, but makes mention of the minster and the abbess. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. It's them. Deci nebuna aia de abbess, am zis eu, care e ceva. Quiet. Ignore whatever the fuck, cum o fiu chemat după aia. I need to leave. Just like the others. Okay, sunt mulți în direcția aialaltă. The target sent the red hand after me. I must be closing in. It is time I head to the minster. The abbess knows more than she's letting on. Da, tipa aia, am zis eu că părea dubioasă, când a zis că le ascunde ea și că nu are încredere în mine să-mi zică, mi-am dat seama că e clar ceva în regulă. The Firebrand's plan is coming to fruition. At long last. We have waited in the shadows for too long. Keep your eyes sharp and watch out for uninvited guests. She does not like interruptions. Red hand all around. They must have secured the minster. De Dumnezeu ar putea să fie de pe aici. Uite că e în clădire, nu-i așa? Spread your wings, Sunan. Oops. Stai așa. Stai așa. Suntem pe domnul pe aici. Sigur sunt înăuntru în clădirea asta, nu zic nu. Sus nu sunt, văd că nu avem niciun ping de ceva. Dar cred că pe sus e și... Până aș putea eu să intru. Nu poți să mă suie, ești nebun? Crede că nu vrea să mă suie. Iată-mă.
Hai mă, sari. Gata. Am zis eu că e o intrare pe aici. Uite, acolo e ceva. Firebrand-ul e acolo. Stai că m-am blocat în peretele ăsta sau ceva. Stai puțin că am ciudat. What do you think you're doing? This is no place for you, priest. Go now. Blasphemy! Stop this at once. Something troubling you, father? Abbess, look. They are burning all of these passages. Why are you not stopping this? Pentru că ea a decis să facă asta. Because they ordered them to. What? The vellum that burned before you are covered in lies. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. Lies? Sorry. Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. There's no one to tell. No one who will hear your cries. Sunt eu aici. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. Oh my god, wait, it's just două la fel. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes, by a brand. Două. Strei. Și-a trecut prin ăla. The abbess is the firebrand. She'll kill whoever stands in her way. Time I get between her and her next victim. What the fuck? Ok, deci sunt trei, te să am grijă. Stai că vine ăsta aici. Dar pleca ăla de acolo, așa. Dă o față pe aia. În secundă am făcut să-mi griji că nu l-am lovit cum trebuie. Nu s-a dus mai. Și trebuie să-mi grijă cu el alții. Ok, hai să o luăm pe sus. Fac pe bune. Mă duc mai pe sus că e mai ușor să urmăresc pe cineva de sus și e mai greu să mă mai detecteze nebunii ăștia. Nu s-a dus, mă, nebuna aia. Ok. Ah, s-a dus în direcția aia la altă, stai așa. Uite acolo. But why must we burn them? The fire cleanses impurities. Oh, we're seeing you right there. Boom, the firebrand. Nu e ea? Ok, următoarea. Ok, next one. 50 de metri încolo. Ok, îmi place la cât mai mult parcă față de Londra, sincer să fiu. Chit că e copy-pasta, e...
Ele e ca mișto decât Londra, ok, ai în față acolo. Go, tell them that Abba sent you and bring this. Oh, ea era. Founder. This fire that burns inside, I've always had it. A longing to do something grand and important. Huh. But that door was always shut to me. My methods seemed too severe. I was cast out. Shunned. Scorned. But the Order, they took notice of me. Saw that it was courage that drove me. Courage to change the world for the better. Okay. They reopened that door. And you used your chance to destroy a way of life you did not support. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves. Okay. Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. Oh. One truth, that is what the Order offers. Huh. This one sought to spark a new flame, but did so with a heavy hand. Not a teacher's tongue. This cleansing of yours ends here. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the four is us. The fuck? Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Ok, Human Torch, calmează-te. A revenit Human Torch. To Helheim, where cold and crueler fires await. What the fuck? I should return to Lufina. She'll want to know about Ebba's Ingeborg's involvement. Ah, shit. Meet your fate. Take point! Duh. We work together! Mă, dar mai am multă adrenalină. Gata. She'll want to know about Abba Zingiborg's involvement. Ia să-i zice, mă, care-i treaba. Să zicem că am rezolvat situația. Mamă, dar e nașpa că o să zicem acum că am... Ca o orto pe aia, pe Ingeborg. Nu prea o să-i convină treaba asta. Bă, măcar unul i-am distrus. Acum să vedem ceilalți doi unde sunt. Deci unul e Firebrand, dar restul nu mai știu exact cum îi chemau. Leacă mai interesantă nebunia asta de aici. Adică ce obțin plotul e leacă mai drăguț decât ăla din Londra. Dar și ăla din Londra a fost fain. Cum am zis, păcat că am mers exact pe aceeași rețetă. Cred că dacă mergea pe rețeta aici să fie 4 sau 2, era mai mișto. Dar mă gândesc că o să fie exact aceeași treabă și în Winchester ăla sau ce e ăla de jos. Cel mai probabil. Că mă gândesc, s-ar putea să fie exact aceeași copy-pasta de idee. Nu că m-ar deranja neapărat, dar știi, parcă... Strepez nici cea mai grozavă chestie, să vedem aici ce zice. Mamă, dar am lovit-o pe aia, nu glumă, am trecut cu tirul peste ea. What news do you bring? The Firebrand's flame burns no longer. It was Jorvik's Abyss, Inkiborg. Gods, I would never have suspected. Does the Order's reach know no bounds? Nope. None. And it is often those we least expect who carry out their ambitions. The Abyss sought to destroy all Christian texts in the city. Rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the four is ours. Four? But there are only three targets in Jorvik.
Could there be something we're missing? Damn Picts! Să fie patru în consiliu? But those lawless Sicts have free roam in our lands as well. Yours said our spies are on the ground. Under the ground. Only one of them has returned, bone beaten and bloodied. The Howling Mother take them. Hmm. Lovina, a moment of your time. And Hure if he's about. I will be with you shortly. Să înțeleg că e probabil unul din consiliu, zis e patru. The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. Oricine știe. Cine știe care e de fapt în toată schema asta. Chiar nu știu ce să mai suspectez. Îmi place aici alea că parcă e mai... e mai dubioasă treaba față de, din partea aialaltă. Chiar mai să mă duc așa, așa și acum trebuie să iau ăsta și de aici să mă duc în toată nebunia asta așa încolo. Ok, unde e next quest? Dacă nu văd unde ar trebui să merg. Ah, uite la aici. The Needle. Acu, mamă, ce-i cu ăsta, frate? Face tatuaje de-l cheamă așa. Cumva aici, văd că nu te-am mai pus să te duci după care vrei tu din fiecare. Cumva au ei o ordine, cred că în funcție de ordinea asta o să se petreacă niște chestii. Mă gândesc eu, cumva are mai multă logică ceea ce cred eu. Am uitat cât de fain e să ai pe unde să mergi pe lângă casă și nebunii genul ăsta. Celelalte sătuce parcă sunt așa mult prea, mult prea joase și mult prea răsfirate. Aici parcă totul e mult mai condensat și mișto. Chiar așa mi-am descărcat Unity, numai de dragul de a face niște parkour. În rest, nu mă știu dacă mă interesează neapărat să-l și rejoc. Și-s foarte bine părerea mea despre Unity. Putea fi atât de bun, dar l-au... l-au făcut o leacă așa mai prânaie. This must be where the merchant's wares are being kept. The Dark Master. I do not see him. Is he here? Keep walking. You have no business here. He has a loud mouth. Usually stands right around here, yarping. Hard to miss. Fuck off! Yarmix Trade Depot. Yarmix Trade Depot. This must be where the merchant's wares are being kept. There must be another way in. Hmm. Cred că pe sus găsisem noi intrare. Trebuie să fie o intrare pe sus. Am ca să fiu pe fraierul ăla. Dacă n-a vrut să vorbească, ce vrei să-i fac? Oh. The depot is well guarded by the Red Hand. The order has a stake. E bălă, heavily guarded. N-am fost noi aici și am spart pe băieți din prima. It seems like the complaints by the merchants never reached the council. Oh. Mai e ceva de luat de pe aici? O, jos, acolo e ceva. Oh. Seized exotic wares. These are worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Okay. Accumulating wealth. Ce aici? Written orders. The sting of a needle. I'm on his trail. So... the Dark Master seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved bear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Hmm, s-ar fi o treabă. Deci ne arătăm că suntem foarte bogați și după aia să-i atragem atenție și să bă proștia doi acolo. Ok, hai să vedem aici ce rezolvăm cu băieții mei. Capacate Market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. What do you mean, trouble? I don't know for sure, but the needle is calling for more protection. What? Meet me here at nightfall. We will go see him together. Those guards will return after dark. I might be able to follow them to the needle. I will eat your eyes and make soup of your bones! Ce zici, mă? Vreau să fac asta mai stealth, dar nu se poate. Hai că numai de tine aveam nevoie, nu știu de celălalt. My god! Hurry!
Du-te! Gata! Gather in the market at the night. Ok. Hai să medităm către noapte. Să-mi place că m-am culcat în mijlocul drumului. Opa, ce e aici? I hear this marketplace sees its fair share of silver path through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry. Who are you? Someone who wants to do business with Grigori. I don't know your face, and I've said too much already. The fuck, please, Nicola? Go. Psst. Psst. Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the needle? You have something he wants. Ah, the needle, ca și cel care coasă cuboare. Head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Please. I've a bigger sword than a lot of them. Jesus. Okay. Have you any wine for sale? There's nary a drop in town. Sorry. All the wine's been bought up. Ce repede găsim pe băieții mei. I will not stand for it, rob me. What is this about God and pies? Someone stole my pie and all for a piece of it is no order thing. Păi asta cred că e o secundară de aia stupidă. I know you're here. I can smell my pie. The thief should not be far. Oh, hai că găsit. Îi facem capac repede la băieți. Empty carts and a black cloth marking the house. Hiding among the rats, needle. Fitting. Ia să vedem unde e bobița asta meu. Nu pe aici. There must be another way in. Păi pe aici, odată ce e asta așa. Unde e acul ăsta? Sound of metal. A workshop in the sewers. What is the needle's operation? All this silverware, some still in their crates. Has this all been seized as well? They are melting the silver into bars and coins. Oh. What do they plan on doing with it? Please, don't do this! It's a misunderstanding, that's all. I'll pay! You had your chance. Help! Stop you! Ia, stai că vin băieții mei. Moist little coward, aren't you? Gata. Ia să vedem, mă, care-i schema. Ăsta-i, mă, needle-ul. Harbor Master. I'm not surprised to find you creeping down here. You! You don't belong down here. We run a clean dock in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand. Who can thread the needle? Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Oh. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Cargă să papagale ăștia. Meet me in the marketplace when you are done.
Ăștia crezi că să fie periculoși pentru mine? Ia-o tot pe ăsta, vezi? Jap! Oh, stai așa? You try the other way! Ta mă nebunule! Fuck! M-a rupt aia! Ok, acum să mă când market. Nu cred că am pe unde să trec pe aici, nu? Ce vrei mă să facă că s-au pus aia acolo? Dacă a vin și ăsta acum. L-am băgat în dimensiunea cealaltă, ce să mai altceva? L-am făcut să treacă prin gratii fără să fie nevoie. Dacă de aici. Când nu trebuie să mă bag cu ei, n-ar rost să mă bag cu ei, știi? Finish this in Covergate Market. Oh. Sper să-l putem asasina gen stilul ăla clasic, cum am făcut cu aia l-altă. Come, come, walk with me. It is good to walk. Grigory! Good to take in the air, the sights, the sounds, the smells. Please, Grigory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Oh, he mad. I understand. Are niște probleme. Voi obiți asta. It's mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Loyalty. Do you remember? Loyalty. Loyalty! Jesus! Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. This area is off limits. Hmm. Așa. S-a bobiță. Ce mi l-am prins. It's funny. As a child I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Easy. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house. He gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. Am uitat ce era ultimul. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the vault, knowing full well what he was a part of. Ah, the vault. The order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's Hugard, drove it. And never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. What the fuck? Where you have gone, there will be no tears waiting for you. L-a făcut gheață, bă, băiatul meu. L-a lăsat așa rece. Hmm.
Așa că n-ai să faci. Oh, Jesus! Au, fuck off, că nu văd nimica. Oh, dar am format ceva level aici. În misiunea asta de aici. Bum, doamne, asta cu ciocal mi se pare așa funny. Stick with me. Almost there. Ah, când dai criticale se activează focul, cred că. Dar bine, că acum nu mai am nevoie nici de abilitatea aia de foc. Gen asta așa. Că mă duc așa lejer peste băieții mei și gata. Gata. Dăm revive la random civilul ăsta pe care l-am nenorocit pe aici. Și care văd că are probleme de... de timp și spațiu. Ok, hai să ne întoarcem la aia să-i zicem că i-am rezolvat pe băieții mei. Hai să vedem... ce rezolvăm acum? Oh, stai că îmi sună telefonul din oarecare motiv. Ok, sorry, era un, era un apel important pe care trebuia să-l iau. E mami, știți cum e. Când te sună părinții, nu poți să, nu poți să zici nu. Ok, oh my god! Ok, hai să vedem să zicem și la asta de treaba cu, cu needle-ul. Gata cu needle-ul. The needle will never sting again. Well done, Neivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigori, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? Uite acolo. The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. Du-te în docuri și ia tot silverul de acolo și ai după aia bani să faci tot ce vrei. A valuable seal and a riddle. One of the four is ours. One of the four. Risie, Falavith, Odin, and... You're the four members of the council. We should search the offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Cum ar fi să fie Hior? Yes, come. Cum ar fi să fie Hior? Oh, oh, shit. Sau chiar regele? Could I have missed something? We will find out soon enough. Asta nu, asta nu, nu pot să las, nu pot să las pe lângă. Treaba asta să nu o rezolvăm acum, știi? E mult prea, e mult prea importantă să o lăsăm pentru altă dată. Băi, n-am mai fost aici odată? Oh, sunt arhivele, de-aia am mai fost aici odată. A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. Okay. That is Aldon's handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this larger purchase? Aldon is a well-connected man. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? No, let's cred. Keep searching. The room to the left. That is where the councilmen confer. I have seen these. Weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faramir is pressing the council for more silver. Hmm. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours desk. It is loaded with silver. I need to be smelted down and I'll be procuring... Oh shit.
Jor. Scratch marks on the floor. Jor's desk used to be against the other wall. So why the change? Era sigur că e că Jor, e Jor ăsta. E ceva sub podea. Ah, uite acolo e ceva. A hidden entrance. Where does this lead? Hai că era ascunsă dacă e. Hai să îți bag și punctele alea totuși. Dude, come on, era sigur că trebuia să fie el. Era mai fain dacă era regele, sincer să fiu. Dacă era regele, cred că era mai mișto. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. Dacă nu puteam să o mișc. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the council means to kill someone? Looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. He... Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now, we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Dar cum de lunele ar putea să fie miros de o travă? Eu nu înțeleg. Sau almondule. What the fuck, doamne. Bagurile de la camerele din jocul ăsta sunt așa tare. O să vin și după tine reward-urile, stai tu liniștit. Asta e o treabă. Să fie băiatul meu Hjor, mare... mare scammer în toată schema asta. Oi, 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 oi. Cum ar fi? Jorvik Theater. Păi, ce să fac aici? Ați vorbim cu ea, ia zi. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Să avem grijă totuși. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Da, sigur o să zic eu imediat. Now to speak to the council members. Faravid, a word if I may. Ah, Drengr. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. Just I may the be Picts. Courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ah, if that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. Speak of the wine and watch for their reactions. Da, des din care se bâlbâie. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. Nu vreau să mă lăudă. Must be elated. That is putting it lightly. Încă sunt combinația de doi. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin. And these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No. I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Auden has outdone himself this way. He has indeed. The high reed. Okay. Hjor, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3-4 cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just I'm a phone of a pussy. Okay, I saw Rishi first. In the coming days. Thank you, Bob. Of course. Yeah. Rishi. Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently?
I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. Yes, indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps this up. Mai am altceva cu care trebuie să comunic? Nu cred, hai să vorbim cu asta, să demia ce-mi zice. Unde-i tipa asta? Unde-i Lufina? Oh, stai că aici am avea de vorbit. Ia, hai să zicem aici. Pare a fi tipul ăla care se bâlbâia, ce mai probabil. Ce mai probabil? Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Asta trebuie să fie. Audun was the one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. True. And he was helping Abbess Ingibor collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Vino. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on today, we honor you. Oh, shit. We honor as well the nobles to whom we are all so indebted. The wine. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve more. Yourself. Shit. And now, deafened and blinded by your lust for indulgence, your foolish pride. Mamă, uite și pe ăștia. I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. Protect the king. Dude, eram sigur. There is no escape, no future for people like you. Go battle! Unde fuge ăsta? Gata, confirm. Tamo. Boom! Stai că ăsta e omega rezistent. Fuck. Ah, și-a scăpat arma. Surpriză. In for the kill. I will cost you. Ce zici, mă? Bă, bobiță. Pa! Stai că poți să-i omori și dacă îi dai așa pe spate. And confirm kill. Boom! Ceapa mânsii care reușește să-i omoare ăsta repede pe toți aproape. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent,
They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. Okay. On the backs of honest people, merchants, and priests, and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. Cosmology? That was... 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. The fuck? 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Okay, Eivor, doi, calmează-te. Awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. He dead. I-a zis-o, bă, totuși. Lufina, where did they go? Nu știu. Totuși, pe ăla cu un pic de sus. A, oh, pe bune, vezi să ne mai și batem acum? Shut the fuck up. Ok, unde-s restul? A, uite mă, că mai sunt oameni vii, am crezut că au murit cu toții de acum. Hai că mă vezi tu, vere, prin pereți și chestii. Asta cred că e singura problemă pe care o am acum momentan cu jocul, în special când e vorba de stealth și drăcii. Oamenii te văd mult prea tare prin pereți. What the fuck? Ești unde aici? Ok, the area. Aici. Eivor, v-ați dus vere. Ce ziceți? Are you all right? We're fine. Faravid and his car is escorted conditionally back to the royal hall. Everyone is safe. Let's regroup there. Speak to. Ricky Siege. Ah, să vorbim cu regele. Eram cine dintre Ricky Siege ăla-și pe ai regele, stai așa. Ok, hai să mai vorbim și cu regele ca să trăim cu zona asta complet și apoi cred că data viitoare o să ne apucăm de Vinland. Ca și Vinland am înțeles că e miștorul de tot și probabil să ar fi bine să ne ocupăm de aia. Probabil între episoadele astea o să încerc să farmez niște power și drăcii ca să fie treaba. Nu știu, iconița asta. A, e shop-ul ăla. N-a fost rău până la urmă, adică cumva tot a fost trei ținte, cam aceeași rețetă ca și Londra, dar măcar cumva acțiunea a fost mai diferită, era funny să fie exact pe aceeași manevră. Și încă mi-a dat un vibe așa de Assassin's Creed, ceea ce e super bine. Alden, that sniveling little shit. Yeah. I don't care, I want answers. Calm, Lord Risha. Alden is dead. Yep. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Alden aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others. Grigori the Dockmaster and Ingeborg the Abyss. Did you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yep. Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. Tonă de bani. What do you propose we do with it? Să-l dăm oamenilor? Nah. Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree.
Fine. I will see to it that Hjor distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. Acum sper că dacă se întoarce o acasă să ne ia iară sigur la 11 metri. Only the dead get to complain. We're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury. But I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harald all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Ce-mi dă? Ah. Should you ever need us, we will come. Nice. One last thing. The silver on your desk, Hjor. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. Ah, da, chiar. Era să-l suspectăm. I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A yuletide gift. Aww. You sneak. Ce drăguț. Va să-i facă cadou. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. If you drop by Jorvik again, please join us for an ale. Da, o să vin să curăț orașul ăsta de toate comorile pe care le-am aici, că literalmente e full. E Londra V2 aici. Sincer, deci dacă e să mă duc acum să curăț tot ce pe aici, o să nebunesc. 176 totuși. Hai să vedem ce zice Randvi, vedem care e schema. Și după aia o să mă întorc aici să curăț orașul ăla de toate chestiile posibile și toată... Stai că asta nu e Randvi aici. Doamne, cum am realizat cât de jos e totul. Bă, și așa aveți o zi liberă astăzi, deci un video mai lung nu strică, știi? Vreau oricum să terminăm capitolul ăsta, pentru că după aia am fi stat foarte mult. Ideea că aș vrea să facem cam capitolul într-un episod maxim două. De-aia cumva încerc să mă ocup cât mai repede de tot ce înseamnă principale, dar Jesus Christ, jocul ăsta e fucking lung. Adică și Witcher 3 a fost lung, dar măcar în Witcher 3 aveai niște povești ceva alea că mai drăguțe. Let's tell her the good news. Oh, da, good news. Iar l-auzim pe nebunul de sigur zicând: "Oh, vrei iară să-mi fur tronul și toate alea." Mie ce drept mereu ne prinde niște ipostaze în care da, putem să părem băieții răi care vrem să furăm tronul și toate alea. Oh, look at you, Chewie. Maybe Chewie. Mă, cine nu știe cine e Chewie, e un lup pe care l-am salvat și acum e în tabără la noi. Yo, Randy. Nice to see. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Lufina and Hjor's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Mm-hmm. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Possible. Not enough glory in these back alley brawls. Ce-a apărut aia dintr-o dată acolo? Ah, stai că putem lua și teritoriul de sus. Acum ia zi, a? Ia stai curios. I want to see the alliance map. Așa e. Acum putem lua și euri Visshire. Ioi, ce numere. Deci mai avem astea încă 3 zone aici, a? Și bine de sigur. Hai să stăm în Vinlandul. What can you tell me of Vinland? Avem deja ținta pusă. Hai să ne ocupăm de asta. Am zis că vrem să facem asta pentru că am înțeles că e mișto tare și că ar trebui și că are legătură cu celelalte jocuri Assassin's Creed mai mult decât astea alte. Plus că l-avem și pe Gjorn de bătut, că e pe lista de order. Ubar Ragnarsson has come. He claims to have some business with you. Ok. What happened? Ubar Ragnarsson, you are a long way from your king's side. Eivor. Yes, a long stroll through the hills and fields of Mercia. Also, I could thank you. Thank me. For sending my brother to his just reward. In spite of the harm he caused you and everyone around you, I could not keep him in line in this life. But I have no doubt the old father will put him to good use in the next. A darkness followed your brother. One I am not sure he understood. That and the boon. But as you say, he is now where he belongs. He is. And as a show of my thanks, I came to offer you a gift. Ce? A token of my respect. Topor? Thank you. Put it to good use, Wolfkist.
And may we meet again soon, on a battlefield if the fates are kind. Ce a dat? Oh, inel. Basim, have you spoken with Sigurd lately? We talk from time to time. Why? You noticed any change in him? Any loss of happiness or feeling? He appears to me more thoughtful, introspective. Thoughtful? That seems an understatement. He speaks as if he hears the voices of the gods whispering in his ear. We live in a strange time, Eivor. Among stranger people. Sigurd may be among the blessed. But who can say for certain? Sincer, nici nu știu zic. Anyways, oameni buni, ca asta ar trebui pentru partea asta super, super lungă din Assassin's Creed Valhalla. Sper tot ce v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut știți foarte bine ce vreți să comentați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!